visul nostru iasta s-a împlinit. Voi purta numele tău până la nesfârșit. Este seara noastră, am făcut încă un pas. Greu le e părinților că de astăzi am să-i las. Îmi doresc să ne iubim așa cum s-au iubit și ei. Peste ani vreau să privești ca astăzi în ochii mei. Să-mi spui că mă iubești până la ultima suflare. Fericirea o găsesc numai în brațele tale. De astăzi sunt a ta, trup și suflet cu tine. Azi îți dau mâna mea să-mi dai fericire. Am să văd chipul tău pe soare sau furtună și am să-l mângâi mereu cu inima mea bună. De astăzi sunt a ta, trup și suflet cu tine. Azi îți dau mâna mea să-mi dai fericire. Am să văd chipul tău pe soare sau furtună și am să-l mângâi mereu cu inima mea bună. Printre mii de trandafiri eu te văd numai pe tine. Seara asta n-o să uit, de azi să-mi fie dor. Peste ani vom povesti ce-am simțit copilor. Cuvintele nu îmi ajung să-ți arate dragostea. Stai la pieptul meu să simți cum îmi bate inima. Cât de frumoasă este rochea albă de mireasă. Frumoasă îmi faci viața, frumoasă iubirea noastră. De astăzi sunt a ta, trup și suflet cu tine. Azi îți dau mâna mea să-mi dai fericire. Am să văd chipul tău pe soare sau furtună și-am să-l mângâi mereu cu inima mea bună. De astăzi sunt a ta, trup și suflet cu tine. Azi îți dau mâna mea să-mi dai fericire. Am să văd chipul tău pe soare sau furtună și-am să-l mângâi mereu cu inima mea bună. Umple-l, că șasă. Așa, stai așa. Și acum ascultă-mă. Arunca.
Facem aici? Dani. Facem aici, nu? Facem.
Preasfintei Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru lui Dumnezeu Daniel, Nelu și Ionilia Violeta, care acum se rugodesc unul cu altul. Pentru mântuirea lor, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru casele de lor, fii spre moștenirea neamului, toate cerile cele către mântuire, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru casele de lor, dragoste săvârșită, pașnică și ajutor, Domnului, să ne rugăm. Doamne, pentru ca să fie binecuvântat, îndeplină înțelegere în credință tare, Domnului, să ne rugăm. Ca Domnul Dumnezeul nostru să le dăruiască lor nuntă cinstită, viață neîntinată, Domnului, să ne rugăm. Pentru ca să fii izbăvit și noi de tunecazul, mânia primejdia și nevoia Domnului, să ne rugăm. Apără, mântuiește, minuiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Sfânta curată, prea binecuvântată, slăvită asupra noastră, Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomedim. Mare plăcere de spărțile aduni în comunire, și ai pus drag pe legătură neîntreruptă cel ce ai binecuvântat pe Isaac și pe Rebecca și ai arătat pe ei moștenitor făgăduinții tale, însă binecuvântează și pe robii tăi aceștia, Daniel, Nelu și Ionelia, Delia, Violeta, povățuiește pe dânsi și spre tot lucrul bun, că milostiv și viitor de oameni, zici și ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin, pace tuturor. Capetele noastre, Domnului, să le plecăm. Se rogădește lui Dumnezeu Daniel, Nelu, cu robii Dumnezeu Ionelia, Violeta, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se rogodește lui Dumnezeu Daniel, Nelu, cu robii Dumnezeu Ionelia, Violeta, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se rogodește lui Dumnezeu Daniel, Nelu, cu robii Dumnezeu Ionelia, Violeta, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. O domnișoară de onoare să țină lumânare. Domnișoară, poftiți aici, țineți puțin lumânarea. Domnul nostru, mâna dreaptă. Are grijă de fi. Și nașul, și nașul, tot așa. Și nașul, tot așa. Să le purtați sănătoși până la adânci bătrânesc și tot ce pătriți voi. Domnule, îi să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeul nostru, care împreună cu sluga Patriarhului Avram ai călătorit de Mesopotamia, trimitându-lor să logodească femeie stăpânul pe Isaac și prin mijlocirea scoaterii din apă i-ai descoperit să logodească pe Rebecca, însuși binecuvintează lucrurile robilor tăi acestora, Daniel, Nelu și Ionelia, Violeta,
Întărește-i cuvântul ce și-a dat. Unește-i pe ei cu sfântă unirea cea de la tine, că tu din început ai zis parte bărbătească și femeiască și de la tine se însoțește bărbatul, femeia, spre ajutor și spre dăinuirea neamului omenesc. Însuți, dar, Stăpâne, Dumnezeul nostru, Cel ce ai trimis adevărul peste moștenirea ta și păgăduința ta peste robii tăi, părinții noștri cei aleși din tăi din neam, în neam, caută spre robul tău, Daniel Nelu, și spre roaba ta, Ionelia Violeta, și întărește robuna lor în credință, în înțelegere, în adevăr și în dragoste, că Tu, Doamne, ai arătat să se dea prin el, Tu, Doamne, ai arătat să se dea logodire și să se întărească toate. Prin el s-a dat lui Iosif stăpânirea în Egipt, prin el s-a preamărit Daniel în țara Babilonului, prin el s-a arătat adevărul Tamarei, prin el Părintele nostru cel ceresc s-a îndurat spre Fiul cel risipitor, care când a zis, dați-i el în dreapta lui și junghim vițelul cel gras în când să ne veselim. Această dreapta ta, Doamne, a întrarmat pe Moise în Marea Roșie, căci prin cuvântul tău cel adevărat cerurile s-a întărit și pământul s-a întemeiat. Și dreapta robilor tăi să se binecuvinteze cu cuvântul tău cel puternic și cu brațul tău cel înalt. Însu dar și acum, Stăpâne, binecuvintează această punere a inelor cu binecuvântarea cerească și Îngerul Domnului să meargă înaintea lor în toate zilele vieții lor, că Tu ești Cel ce binecuvintezi și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Încă ne rugăm pentru rugul meu Daniel Nelu și Ionelia Violeta, care acum s-a logodit unul cu altul pentru sănătatea și pentru mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Pentru toți dremăritorii creștini care sunt de față la săvârșirea acestei sfinte slujbe, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Pe tâi și ai zis, crește și vă mulțiți, stăpâniți pământul, și pe amândoi ai arătat un trup prin soțire, căci pentru aceasta va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un trup, și pe care Dumnezeu a unit omul să nu-i despartă. Cel care a binecuvântat pe robul tău Avram și ai deschis pântecele sale și ai făcut tata multe neamuri, Cel care a dăruit pe Isaac Reveca și a binecuvântat nașterii, care a însoțit pe Iacov și pe Rahila, și din trâns a arătat 12 patriarhi care a însoțit pe Iosif și pe Asineta și le-a dăruit lor prunci pe Efrem și pe Manase, care a primit pe Zaharia și pe Elisabeta și le-a dat lor prunci pe înainte mergătorul, cel ce din rădăcina lui Esei după trup ai crescut pe pururea fecioară, din trâns a te-a întrupat și ai născut spre mântuirea neamului omenesc, care pentru negreitul tău dar și multa bunătate ai venit în Cana Galilei și nunta care acolo ai binecuvântat-o, ca să arăți că din voia ta se face însoțirea cea după lege și nașterea de prunci din trânsa. Însu, Stăpâne Preasfinte, primește rugăciunea noastră a robilor tăi și precum acolo și aici fiind de față cu ajutorul tău cel nevăzut, binecuvintează nunta aceasta și dă robilor tăi acestora Daniel Nelu și Ionelia Violeta, viață pașnică, lungime de zile, înțelepciune, dragoste unul către altul, în legătura păcii, dar de prunci, seminție cu viață îndelungată, cu luna cea neveștejită a măririi. Învrednicește pe dânsi și aș vedea pe fiii fiilor lor, păzește viața lor fără pântuială și le dă lor din lorua cerului de sus, din belșugul pământului umple casele lor de grâu, de vin, de undelen și de toată bunătatea că se dea celor lipsiți. Dorește celor care sunt împreună cu tine și toate cererile cele către mântuire, că Dumnezeu milostiv și îndurat de oameni iubitori și ție slavă înălțăm, împreună și celui fără început al tău, Părinte Preasfântului și Bunului de viață, păcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne miluiește! Dunește pe rogul tău, Daniel Nelu, cu roaba ta Ionelia Violeta, pentru că de la tine se însoțește bărbatul cu femeie, unește pe dânsi într-un gând, încurunează într-un trup, dăruiește-le lor roade pântecelui de obândire de prunci buni. A ta este stăpânirea și a ta este împărăția, puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Secundul ne rog Dumnezeu Daniel Nelu, cu roabele Dumnezeu Nelia Violeta, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Secundul ne rog Dumnezeu Daniel Nelu, cu roabele Dumnezeu Nelia Violeta, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Secundul ne rog Dumnezeu Daniel Nelu, cu roabele Dumnezeu Nelia Violeta, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, cu mărire și cu cinste, în cununea să-i predânșim. Ești împărat. Secundul ne rog Dumnezeu Nelia Violeta, cu rog Dumnezeu Daniel Nelu, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Secundul ne rog Dumnezeu Nelia Violeta, cu rog Dumnezeu Daniel Nelu, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Secundul ne rog Dumnezeu Nelia Violeta, cu rog Dumnezeu Daniel Nelu, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Doamne Dumnezeul nostru, cu mărire și cu cinste, în cununea să-i predânșim. Doamne Dumnezeul nostru, cu mărire pace tuturor. Și Duhului Tău, pusă pe capul din locul înălțat, în scumpă viața celui de-a bine și de-ai totul. Înțelepciune. Nebistra cu vedețenia Sfântului a pus în pomele citire. Să luăm aminte. S-a făcut nuntă în Cana Galilei, iar mama lui Iisus era acolo și a fost chemat la nuntă și Iisus cu ucenicii săi și sfârșindu-se vinul, a zis mama lui Iisus către dânsul, nu mai au vin. Iar Iisus i-a răspuns, ce ne privește pe mine și pe tine, femeie, și astfel nu a venit încă. Mama lui a zis celor ce slujeau să face ceea ce vă spune și erau acolo 6 vase de apă făcute din piatră, puse pentru curățirea ideilor și care l-au câte 2 sau 3 vetri, Iisus le-a poruncit, umpleți vasele cu apă și le-a umplut până în sus, apoi le-a zis, scoate și aduceți nunului și ei au adus și când nunul a gustat, apa care se făcuse vin, și nu știa de unde este, dar slujitorii care scoseseră apa știau, a strigat nunul pe mire și i-a spus, orice om pune întâi vinul cel bun și când au băut bine, pune pe cel mai slab. Dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. Acest început al minunilor l-a făcut Iisus în Cana Galilei și și-a arătat slava sa. Și au crezut într-unsul ucenicii săi. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Doamne Dumnezeu nostru, care în purtarea ta de grijă,
binevoit în Cana Galilei, arătându-te cinstită prin venirea ta. Întâși acum pe robitei aceștia, Daniel, Nelu și Ionelia Violeta, pe care i-ai binevoit, ai însoțit unul cu altul, păzește în pace, bună înțelegere. Arată nunta lor, cinstită, ferește patrulor neînchinat. Binevoiește să-și petreacă viața lor fără prihană. Și învrencește pe dânsii să ajungă bătrânești fericite cu inimă curată, împlinind poruncile tale. Că Tu ești Dumnezeul nostru, Dumnezeu care miluiești, mântuiești și ție slavă, înălțăm împreună celui fără început al Tău, Părinte, și preasfântului și bunului și de viață, Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Miluiește. Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat la Domnul să cerem. De Doamne. Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, la Domnul să cerem. De Doamne. Milă și iertare de păcat și de greșelile noastre, la Domnul să cerem. De Doamne. Cele bun de folos sufletelor noastre și pace lumii la Domnul să cerem. Dă, Doamne! Cealaltă vremea vieții noastre în pace, într-o pocăință, au să vârși la Domnul să cerem. Dă, Doamne! Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere încântată în pace și răspuns bun, la înfricoșetoare judecata lui Hristos să cerem. Dă, Doamne! În toate credințe și împărtășirea Sfântului Duh, cerând pe noi înșiși și unii pe alții și toată viața noastră, Hristos Dumnezeu, să o dăm Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel viclean. Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor. Și acest pahar de obște pe care l-ai dat celor care se însoțesc prin unirea nunții, binecuvintează binecuvântare duhovnicească, că s-a binecuvântat numele Tău și s-a preaslăvit împărăția Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Paharul mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema. E bun. Ce genică? Mai lasă și eu mereasă un pic. Da, eu băgasă tot așa sorbul, instalasă valva. Poți să bea la locul. Acum nu, pe ce terminăm pe ala. Paharul mântuirii și la mireasă, după cum se vede. Au, ce-i mai plăcut? Păi, dar înseamnă că e paharul. E bun, e bun. Știu să că-i bun vin. Traia de nețuiește Fecioara Lui este numele Lui.
Doamne Dumnezeul nostru, care vezi în Cana Galiliei și nuntea de acolo ai binecuvântat, binecuvintează-și pe robii tăi aceștia, Daniel Nelu și Ionelia Violeta, care cu purtarea ta de grijă s-au însoțit prin unirea nunții, binecuvintează intrările și ieșirile lor, înmulțește cu bunătăți viața lor, primește cu nunile lor în împărăția ta, păzește curați fără prihană și neasupriți în vecii vecilor. Pune mâna pe Sfânta Evanghelie și pe Sfânta Cruce, azi de cu jurământ înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor, că de azi înainte nu vei mai fi două persoane diferite una de cealaltă, ci veți fi o singură persoană unite, așa după cum spune și Sfânta Scriptură, că de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un trup pe care a unit Dumnezeu omul să nu-l despartă. Dacă până mai ieri făceați parte din două familii diferite, iată că de azi înainte formați un cuplu și noi, ca slujitori ai bisericii, vă îndemnăm să vă iubiți unul pe celălalt, așa după cum spune Sfânta Scriptură, că și Hristos și-a iubit biserica și s-a jertfit pentru ea. Așa și voi să vă jertfiți unul pentru celălalt, ori de câte ori vă aflați în primejdie, dar noi nu dorim acest lucru, ci să vă iubiți unul de celălalt. Dacă
ați avut părinții care v-au născut și v-au crescut de azi înainte, veți avea și părinți spirituali, nașii, care v-au fost păcălieri astăzi și să ascultați sfaturile dânșilor și să le cereți părerea dânșilor, pentru că sunt familiști mai vechi, dumneavoastră sunteți la început și ar fi bine ca și dumneavoastră să ascultați de nași. Pentru că în ziua de astăzi, nașii sunt priviți ca părinți spirituali, bisericești, dar așa, ca un prieten, pentru că de foarte multe ori nașii îi ajută pe fii, ori de câte ori au ei nevoie. Iată că astăzi, prin prezența multor persoane care vă iubesc și care v-au fost alături în aceste zile premergătoare nunții, vă privesc cu mare dragoste astăzi, mâine, să știe cum vă privesc, pentru că știu că nu se fac. Da. Și noi, ca slujitori ai Sfântului Altar, vă dorim casă de piatră, fericire, dar de cum bun, simeția aleasă și să vă privesc de altul. Fiecare familie, la când se căsătorește, primește un praznic de căsătorie. Și acum, care considerați dumneavoastră că vă este mai de cuvință să vă întâlniți cu nașii, să petreceți cu apropiați cei dragi ai voștri, ca să fie ocrotitorul căsniciei voastre? Praznicul de care de economie... Ilie... Dacă vreți pe Ilie, dacă nu aveți... Pe Maria, Sfânta Maria, pe 14, pe 15... Că pe 6 august e în post. Și pe 6. Pe 15 august. Pe 15. Da. Da. Asta e praznicul vostru de cununie, ca să îl pomeniți. Nu, pe 15 nu. E post până pe 15. Da. Da. Până pe 15. Pe 6 august e post. Este un praznic pe 6 august. Nu vreți să vă mulțumesc. Da, da. Eu vreau să vă pun câteva cuvinte la suflet pentru dumneavoastră și pentru nași, că anul acesta s-au cununat și pentru dumneavoastră, finii lor și moși. De-a lungul vieții veți înainta în vârstă și timpurile se schimbă și noi oameni ne schimbăm între noi. Dar din când în când, când vă uitați la inelele dumneavoastră și nașii și finii, să nu aveți pumnul strâns ca și când loviți pe cineva și să-l țineți deschis ca și când ajutați pe cineva. Așa să vă ajute și dumneavoastră. Și la mulți ani, casă de piatră, tot ce vă doriți voi, copii frumoși, alături de nași, de moși, că sunteți toți tineri, să vă dea Dumnezeu tot binele din lume. Și la mulți ani încă o dată. Acum... Dumnezeu, cea bunurea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ești mai cinstită decât de rubine și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care a părăsit căciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Fiul tău, Duhul tău celui Sfânt, pun mâna pe asupra peste robul tău acesta, cum îi zice? Daniel, Ianis, Daris, care s-a învinut, a scăpat de numele Dumnezeu. Se poziți la cuțărământul ăla de care pătează la gândul sărătunea cea veche și unde pe ea și el de nădejde și dragoste ca să cunoască că Tu ești unul Domnul Dumnezeu la Dumnezeu. Tău, Domnul Iisus Hristos și Duhul Tău cel Sfânt. Dă-i Lui și unul de toate lucrurile de dar pe cea veche să păzească câte voi așa de om aceea și vrea să-L pe dânsul în parte vieții tale și împreună cu turma moștenii tale ca să se preaslăvească de dânsul numele Tău cel Sfânt. Și al Vitul Tău Fiu, al Domnului Iisus Hristos,
și aduc tău celui de viață, Băgător, să fie ochii tăi ca ochii de una cu mila spre el și urechile tale să asculte glasul rugăciunii lui. Veselește pe el în lucrul mâinilor lui și toate neamul lui, ca să mărturisească ție închinându-se și slăvi numele tău cel mare și prea înalt și rugându-se să te-ți laude din lucrurile în toate zilele ții sale, că pe tine te laudă toate puterile cei și ți-e slavă în altă mână și pământ și acătimi să mărmi de Dumnezeu care a dat omul vieții și a venit în lumea și s-a vindecat ce se întoarce, de strângea putinului și depătează, creștea inimile acelea care au îndrat pe ca pe uscat, pe vară, mări și acetată și zbunătăsc, apoi cătătățeaga dintr-o și 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 cătătățeaga dintr Ceartă, cercetează și depărtează la dânsul toate lucrarea diavolului, ceartă duhurile cele necurate și le depărtează și curățește lucrurile mâinilor tale și lucrând cu grabnica ta lucrarea dropește de grasul pe satana sub picioarele lui și dă venința asupra lui și asupra lucrurilor lui celor necurate, că dobândim mila ta să ne îndrăincească de tainele tale cele nemuritoare și cere și ție slavă să înalți Tatălui și Fiului și Sfântul Duh acum și puterea și în vecii vecii. Amin. Domnul Dumnezeu, Doamne, mirele stăpâne, Doamne, Cel ce ești, care ai făcut pe om după chipul pe asemănarea ta și l-ai dat lui putința de a dobândi viața de veci după aceea, căzând prin păcat, nu ai trecut vederea, ci ai rânduit mântuirea lumii prin întruparea cu Sfântul tău însuși, primești în împărăția ta ceea ce cerească și fătura ta aceasta, pe care ai izbăvit-o din robia vrăjmașului, deschide lui ochii gândului ca strălucind în el lumina Evangheliei tale, însoțește viața lui cu înger de lumină, ca să-i izbăvească pe de toată bântuiala potrivnicului, de timp în împânarea celui viclean, de demonul ce zeamează și de nălucirea celor de părtează la dânsul pe tot vicleanul și necuratul duc care se ascunde și se înfigurează inima lui. Depărtează la dânsul pe tot vicleanul și necurat care duc care se ascunde și se înfigurează inima lui. Depărtează la dânsul pe tot vicleanul și necurat care se ascunde și se înfigurează inima lui. Duhul și înșelăciunii, Duhul vicleșcut, Duhul slujit, dorit și a toată locomia, Duhul minciunii și a toată necurăția care lucrează după învățătura dumneavoastră diavolului și fău pe el voaie cuvântătoare turmei. Celui Sfânt al Hristosului tău, mădular, cinstit al bisericii tale și fiu și moștenitor al împărăției tale, că după poruncile tale vețuim și păzim pe cei de-a nestricate și prin veșmântul întinat să dobândească fericirea Sfinților în împărăția ta, cu haur și cu îndurări și cu bine de oameni rămâne în scutivul tău, care împreună ești binecuvântat și preasărită și bun de viață, Bunător Duh, acum și pururea și în vecii vecilor, amin, nașu, vă întoarceți cu fața spre apus. Te lepezi de satana și de toate lucrurile lui și de toți slujitorii lui și de toată slujirea lui și de toată trufia lui, mă lepă de satana. Te lepezi de satana și toate lucrurile lui și de toți slujitorii lui și de toată slujirea lui și de toată trufia lui, mă lepă. Mă lepă de satana. Acum trebuia să-mi lepezi moșul. Că să leapă. Păi da. Așa. Te lepezi de satana și de toate lucrurile lui și de toți slujitorii lui și de toată slujirea lui și de toată trufia lui, mă lepă. Mă lepă de satana. Te-ai lepădat de satana. Mă lepădă. Te-ai lepădat de satana. Te-ai lepădat de satana. Suflă și scrie simbolic așa peste copii. Mă întoarce în fața scrie asta din așa. Te unești cu Hristos. Te unești cu Hristos. Te unești cu Hristos. Te-ai unit cu Hristos. Și crezi Lui. Cred Lui ca un împărat și Dumnezeu. Așa. Cred în Dumnezeu Tatăl, Atățiitorul, Făcătorul Cerului și a Pământului, văzutelor și nevăzutelor și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tată s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut. Cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cerul și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat de a treia zi după Scriptură și s-a întâlnit, s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vie cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăbit prin rugăciune.
într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cum botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Te-ai unit cu Hristos. M-am unit cu Hristos. Și crezi lui, cred lui ca un împărat. Ca un împărat. Și Dumnezeu. Și Dumnezeu. Te-ai unit cu Hristos. M-am unit cu Hristos. Și crezi lui. Și crezi lui ca un împărat. Împărat. Și Dumnezeu. Și Dumnezeu. Încă o dată. Te-ai unit cu Hristos. M-am unit cu Hristos. Și crezi lui. Și crezi lui ca un împărat. Ca un împărat. Și Dumnezeu. Și Dumnezeu. Pe noi înșeșnii pe alții și pe viața noastră, Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne, Mare Doamne și minunate sunt lucrurile tale și cuvântul este iar și în preloapta minunilor tale. Mare Doamne și minunate sunt lucrurile tale și cuvântul este iar și în preloapta minunilor tale. Mare Doamne și minunate sunt lucrurile tale și cuvântul este iar și în preloapta minunilor tale. Că Tu de bunăvoie toate aducându-i în ființă la ființă cu puterea Ta, ții făptura cu puterea cu purtarea Ta, negrinii ghiverisei în lumea Tu, din patru stihii așezat făptura. Cu patru prime în curuna cu fiul de anul, ești cu tremură în toată putere cerești, vecin te laudă soarele, vecin te slăvește luna, ție se pleacă stelele, vecin te ascultă lumina de tine să înglozesc ca zâncurile. Ție slujesc izboare, Tu ai întinșor ca un port, Tu ai întărit pământul peste ape. Tu ai grădit marea cu nisip, Tu ai dat răsuflare și ai revărsat aerul, putere în jurei ție slujesc, ce trebuie așa încălă ție se închină. Erul mice cu mulți ochi, serafim câte șasari, împrejur stâns și zburând de frica slavei sari, cei cu prinsă se acopere, că Tu se înjurbinte, cuprinte, cuprinte, cuvânt. Fără de ce puteai veni pe pământ, chipul nostru luând într-o asemănarea omenească făcându-se. Că n-ai răbdat să fii, pentru jurele mine tale să vezi neam omeni înstinuit de diavol ce ai venit. De mântuit pre noi. Mărturisim harul Tău, vestimina Ta, nu Tăi, nu-i facerea Ta de bine, toată firea omenească izbăvit-o, vântă cele fecioare sfinții cu nașterea Ta. Toată făptura Ta te laudă pe Tine care ai arătat că Dumnezeu nostru pe pământ te-ai arătat și oamenii l-ai vestuit. Tu trimiți din cer, Duhul Tău, Tău, Sfânta Sfinții cu Îngerilor, dar nu-și ca pe nerba laură care s-au putut să cui viața până l-ai zbăbit. Însu, dar iubitor de oameni împărate, miroșea cu pocărârea Sfântului Duh și sfințește-a pacea asta. Prin de putere îngerească că să fugă de la ea, fi zmaș și diritare, că chemând Doamne, numele Tău, cel minunat, slăvit și zicoșitor pentru cei potrivnici, să se zvorbească tot semnul tipul curții tale, toate puterile de rezultat potrivnice. Nașul.
Hai să mergem. Așa, unii punem părul. Ia, nu știu. Unde ești, mămica? Like
Dar nu intra în față. Căsătoriți, casă de piatră, tot binele din lume, să le trăiască băiatul, domnilor Naș, de asemenea, multă sănătate să fie alături de finișorul din anul, și pentru domnul Moș, tot binele din lume, dumneavoastră vă zic, poftă mare și distracție plăcută până dimineață. Și sperăm din tot sufletul să vă bucurăm inimile. Alu, Mireasa, să fie sănătoși, bineînțeles. Dacă tu ne-ai
frumos, amor.